Bună ziua, sunt Nicoleta Olaru și astăzi împreună vom învăța cum să rezolvăm probleme cu ajutorul ecuațiilor. Pentru asta vom porni mai întâi de la enunțul următoarei probleme. Mihai este mai înalt decât prietenul său Ionuț cu 20 de centimetri. Știind că suma înălțimilor lor este de 260 de centimetri, aflați ce înălțime are fiecare. O primă etapă și foarte importantă în rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor este citirea enunțului cu foarte mare atenție. Cea de-a doua etapă o reprezintă identificarea mărimilor necunoscute. Aceste mărimi necunoscute pot fi diferite în funcție de problemele pe care le rezolvăm. De exemplu, putem vorbi despre lungimile unor dimensiuni. Putem de asemenea să vorbim despre sume de bani sau prețuri ale unor produse sau putem căuta, determina mase ale unor corpuri. După ce am identificat mărimile necunoscute, analizăm enunțul și căutăm mărimea necunoscută cea mai potrivită pentru a fi notată cu o literă. De exemplu, în cazul problemei enunțate de noi, consider că cel mai potrivit este ca înălțimea lui Ionuț să o notăm cu X, deoarece Mihai este cu 20 de centimetri mai înalt decât Ionuț, înseamnă că Mihai va avea înălțime egală cu X plus 20. În continuare urmează să alcătuim ecuația conform enunțului problemei. Astfel, știm că înălțimea lui Ionuț am notat-o cu X, înălțimea lui Mihai este X plus 20, iar suma înălțimilor lor este egală cu 260. Obținem astfel ecuația X plus X plus 20 egal cu 260. Urmează etapa de rezolvare a acestei ecuații. După rezolvare, vom obține că X este egal cu 120. Mai departe, trebuie să interpretăm soluția și să formulăm răspunsul la problemă. Adică în cazul nostru vom spune că Ionuț are o înălțime egală cu 120 de centimetri, iar Mihai, care e mai înalt cu 20 de centimetri decât Ionuț, va avea o înălțime egală cu 120 plus 20, adică 140 de centimetri. Ultima etapă este foarte importantă în rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor, deoarece de fiecare dată este bine să verificați dacă soluțiile obținute corespund enunțului problemei. Iată, suma înălțimilor celor doi trebuie să fie egală cu 260, adică 120 de centimetri cât are Ionuț, însumat cu 140 de centimetri cât are Mihai, obținem într-adevăr 260 de centimetri. Mai mult decât atât, constatăm că înălțimea lui Mihai, 140 de centimetri, este într-adevăr egală cu înălțimea lui Ionuț, 120 de centimetri, plus 20 de centimetri. Să încercăm în continuare să rezolvăm o problemă punând în aplicare etapele enunțate anterior. În triunghiul ABC, măsura unghiului B este dublu măsurii unghiului A, iar măsura unghiului C este cu 25% mai mică decât măsura unghiului B. Aflați măsurile unghiurilor triunghiului ABC. Mai întâi, după parcurgerea enunțului problemei cu foarte mare atenție, putem identifica necunoscutele. În cazul nostru, necunoscutele sunt măsurile unghiurilor triunghiului ABC. Tot din parcurgerea enunțului constatăm că necunoscuta principală este măsura unghiului A. De aceea, măsura unghiului A o notăm cu X. Cea de-a doua necunoscută este măsura unghiului B, care este dublă măsurii unghiului A, adică măsura unghiului B este egală cu 2X. Cea de-a treia necunoscută este măsura unghiului C, care este cu 25% mai mică decât măsura unghiului B, adică măsura unghiului C este egală cu 75/100 înmulțit cu 2X, adică 1,5X.
Știm cu toții că, în orice triunghi, suma măsurilor unghiurilor este egală cu 180 de grade. Și atunci putem nota ecuația conform enunțului problemei. Și anume, măsura unghiului A plus măsura unghiului B plus măsura unghiului C este egală cu 180 de grade. Înlocuind, obținem că x plus 2x plus 1,5x este egal cu 180. Rezolvăm ecuația și obținem că x este egal cu 40 de grade. Adică, măsura unghiului A, cea pe care am notat-o cu x, este egală cu 40 de grade, unghiul B, care are măsura egală cu dublu măsurii unghiului A, va fi egală cu 2 ori 40, adică 80 de grade, iar măsura unghiului C, care reprezintă 75% din măsura unghiului B, este egală cu 60 de grade. După determinarea măsurilor, recurgem la ultima etapă și anume la cea de verificare. Într-adevăr, 2 ori 40 de grade, cât are măsura unghiului A, dă 80 de grade, exact cât măsura unghiului B. 70% din măsura unghiului B este egal cu 60 de grade, adică exact cât măsura unghiului C. Și în final verificăm că suma măsurilor celor 3 unghiuri este egală cu 180 de grade, adică 80 plus 60 plus 40 este egal cu 180 de grade. Vă doresc și vouă succes în rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor. Bună ziua!